În curând, deținuții convertiți au trebuit, la rândul lor, să le țină conferințe celorlalți, ceea ce au și făcut cu mult zel, crezând că de eforturile pe care le depuneau depindea eliberarea lor. Apoi a circulat un zvon îngrozitor în legătură cu consecințele teribile ale cedării lui Dăianu și Sandu Oprea. Se spunea că doi legionari au furat odaltă din atelierul de dulgherie și, în semn de protest, și-au deschis venele și au sângerat până au murit. I-am descoperit pe Dăianu și Sandu Oprea într-un colț al celulei. Ce mai spuneți despre voi înșivă acum, când trădarea voastră a costat viețile a doi oameni care crezuseră în voi? Am întrebat eu. Ei au murit pentru binele poporului, a răspuns Sandu Oprea. Dar acum 8 zile și voi făceați parte dintre dușmanii poporului, am zis eu. Dăianu a izbucnit. Am de gând să ies de aici, indiferent cine ar suferi. Disprețul și furia care au izbucnit împotriva lor au devenit atât de puternice, încât au trebuit să fie mutați într-o altă celulă. Părintele Miron a clătinat din cap, spunând pe un ton melancolic. Ciudat cum oameni care în scrisul lor păreau a fi animați de o adâncă credință creștină, au devenit cu atâta ușurință trădători. Poate că răspunsul trebuia căutat în scrierile în care Dăianu și Oprea îl lăudau pe Hristos pentru ceea ce dăruia: pace, iubire, mântuire. Un adevărat ucenic nu caută darurile lui Hristos, ci pe el însuși, fiind gata să reziste până la capăt și, dacă trebuie, să depună sacrificiul suprem. Ei nu fuseseră ucenici ai lui Isus, ci clienți. Când comuniștii au deschis lângă lăcașul de închinare un butic cu mărfuri atrăgătoare la un preț bun, ei au devenit clienții acestora. În vara anului 1963, starea sănătății mele se înrăutățise grav. M-au dus la spitalul închisorii. Mă aflam acolo abia de o săptămână când ni s-au ordonat să ne sculăm. Unii deținuți abia se mai puteau ține pe picioare, dar, sprijinindu-ne unii pe alții, am reușit să ieșim într-o curte imensă unde erau adunați toți pușcăriașii. Am stat acolo în picioare o oră întreagă pentru a urmări o piesă de teatru jucată de câteva persoane selecționate din rândul deținuților. Era o satiră la adresa creștinismului și când ofițerii care stăteau în jurul comandantului aplaudau sau râdeau, ceilalți deținuți căutau să-i imite. La sfârșitul spectacolului, comandantul Alexandrescu ne-a cerut cu vocea sa răgușită să ne exprimăm impresiile în legătură cu cele văzute. El a precizat că nu era suficient să ne declarăm de acord cu ceea ce am auzit, ci trebuia să arătăm și motivele. Dăianu a spart gheața. I-a urmat Sandu Oprea. Rând pe rând, urmându-le exemplul, ceilalți deținuți repetau diferite slogane contra religiei. Întorcându-se la locul lor, multe persoane m-au îmbrățișat cu obrajii scăldați în lacrimi și murmurând: a trebuit să spunem toate acestea până la capăt. Când comandantul m-a interpelat, mi-am amintit cuvintele spuse de soția mea cu mulți ani în urmă la Congresul Cultelor: du-te și spală rușinea aceasta de pe obrazul lui Hristos. Trecusem prin mai toate celulele închisorii din Gherla, astfel încât mă cunoșteau aproape toți deținuții. Sute de ochi mă priveau parcă vrând să-mi spună: du-te și preamărește comunismul. Hai, ia cuvântul, a răcnit comandantul. El nu se temea de opozanți. Când cei mai îndârjiți dintre deținuți cedeau presiunilor torționarilor, aceasta nu era decât o chestiune de timp, revirimentul lor dovedea forța Partidului Comunist. Am început cu prudență. Este duminică dimineața și soțiile noastre, mamele noastre, copiii noștri se roagă pentru noi în biserici sau acasă. Ar fi trebuit să facem și noi la fel, dar în loc să ne rugăm pentru ai noștri, am urmărit această piesă de teatru. Când am pomenit familiile deținuților, ochii tuturor s-au umplut de lacrimi. Eu am continuat. Mulți dintre voi tocmai au vorbit contra lui Hristos. Dar, în definitiv, ce aveți de spus împotriva lui? Voi faceți caz de proletariat, dar Iisus nu a fost dulgher? Voi spuneți că cine nu lucrează nu are dreptul să mănânce, dar asta a spus-o Sfântul Pavel în epistola către Tesaloniceni acum câteva secole.
Voi vă ridicați contra celor bogați, dar Iisus i-a alungat pe negustori din templu cu lovituri de bici. Voi doriți instaurarea comunismului, dar uitați că primii creștini trăiau în comunitate și aveau totul de obște. Voi doriți să-i emancipați pe săraci, dar în Magnificat, care este cântarea de bucurie a Fecioarei după buna vestire, se spune că Dumnezeu va ridica săracii mai presus de cei bogați. Tot ce este bun în comunism provine din creștinism. Cu toții știm că Marx le-a recomandat tuturor proletarilor să se unească, dar unii sunt comuniști, alții socialiști și, în sfârșit, alții creștini. Deci dacă noi ne bălăcărim unii pe alții, nu vom putea niciodată să ne unim. Eu niciodată nu voi bate joc de un ateu. Chiar și din punct de vedere marxist, un asemenea procedeu este rău, pentru că aplicându-l nu veți obține decât dezbinarea proletariatului. Apoi am citat cuvintele spuse de Marx în introducerea Capitalului. Creștinismul este religia ideală pentru a remarca o viață distrusă de păcat. Am întrebat dacă era cineva, chiar comunist fiind, care nu păcătuise, pentru că dacă nu păcătuise contra lui Dumnezeu, păcătuise împotriva Partidului Comunist. Apoi le-am dat numeroase citate din proprii lor autori. Alexandrescu se învârtea pe scaun, lovind nervos cu piciorul în pământ, dar nu m-a întrerupt, și deținuții mă ascultau în tăcere. Văzându-le emoția, eu am uitat unde mă aflam, m-am regăsit și am început să predic, menționând ce făcuse Iisus pentru noi și ce însemna El pentru noi. Am spus că după cum nimeni nu auzise despre o școală fără examene sau despre o fabrică fără control de calitate, tot așa și noi toți vom fi judecați de conștiința noastră, de prietenii noștri, de Dumnezeu însuși. M-am întors spre comandant și am strigat, și dumneavoastră veți fi judecat, domnule comandant Alexandrescu. Cum maiorul nu m-a întrerupt, eu am continuat arătând că Iisus ne învață să iubim pe aproapele nostru și ne dă viața veșnică. Când am terminat, deținuții nu s-au putut abține și au izbucnit în aplauze. Întors la locul meu, Miron mi-a zis, ai distrus tot ce au clădit ei. Dar eu știam că realitatea era alta. Părintele Tudor mi-a șoptit, ai auzit aplauzele deținuților? Nu pe mine m-au aplaudat, ci ceea ce au descoperit în adâncul sufletului lor. Până la vremea aceea, doar un mic grup de preoți turbulenți suferiseră influența spălării creierului. Noi, cei care ne opuneam fățiși, eram doar o mână de oameni, dar simpatizanții noștri erau numeroși, chiar dacă nu aveau curajul sau priceperea necesară pentru a rezista. Dar nu era o treabă ușoară. Răsplata pentru acest discurs a fost pierderea dreptului de spitalizare și retrimiterea în celula preoților. Un ofițer politic mi-a spus că în celulele lor separate, Dăianu și Sandu Oprea se oferiseră voluntar să scrie despre minunatele realizări ale Republicii Populare, pe care nici unul, nici altul n-o văzuse de vreo 15 ani. Li se dăduseră toc și hârtie și toată literatura de partid și propaganda turistică de care puteau avea nevoie. Cei doi s-au folosit din plin de acest prilej pentru a-și dovedi noile convingeri, deoarece câteva săptămâni mai târziu, au fost eliberați. A fost o lovitură puternică pentru rezistența noastră. Ei au fost primii eliberați după noul sistem și nu era deloc sigur că vor fi și ultimii. Ofițerul politic a adus în camera preoților un ziar și s-a adresat părintelui Andricu. Citește tare acest articol, ca să audă toți! Andricu a citit titlul. O țară care râde și niște inimi care cântă. Era un articol de Sandu Oprea, cu o fotografie zâmbitoare a lui, făcută înainte de arestare. Locotenentul Conia a spus, vrem să știți că oricare dintre voi are aceeași posibilitate de a fi eliberat și de a munci de îndată ce renunță la convingerile lui absurde și perimate și se alătură poporului din noua Românie. Inim care cântă. Toți ni-l reaminteam pe Oprea arătând ca un sac de oase. Știam că familia sa era în mizerie și copilul lui nu fusese primit în școală. Și Dăianu semnase cu numele lui articole de glorificare a libertății din România socialistă,
dar asemenea studenților francezi la medicină de altădată, care, dacă nu se dovedeau demn de reputația lor, erau categorisiți buni pentru Orient, producțiile lui Dăianu și Oprea erau bune numai pentru Occident. Acolo puteau conta pe neștiința străinilor. Articolele pe care le-au scris au apărut în ziare și reviste speciale trimise miilor de români din străinătate, dar în România nimeni nu le-a putut obține. Toți au fost impresionați de eliberarea celor doi. Mulți dintre cei care înduraseră ani de zile fără să cedeze cruzimii și umilinței, începeau acum să se clatine. Dar cei care cedau, în loc de a fi eliberați, trebuiau să-și dovedească schimbarea de vederi, oferindu-se să facă ore suplimentare în fabrică. Întorcându-se în celulă, erau obligați să asculte sau să țină și mai multe prelegeri. Se ținea o evidență a temperaturii sănătății politice a fiecărui deținut, ceea ce însemna că fiecare trebuia să raporteze în scris despre atitudinea altor deținuți față de comunism, dacă era călduță sau rece sau chiar ostilă. Autoritățile închisorii nu aveau să primească rapoarte prea bune cu privire la persoana mea. Locotenentul Conia a venit să-mi aducă două vești. Prima se referea la întemnițarea soției mele cu câtva timp în urmă. A doua mă privea direct. Urma să fiu biciuit în aceeași seară, la orele 10, ca urmare a numeroaselor acte de sfidare și obrăznicie care atinseseră punctul culminant cu prilejul cuvântării pe care am ținut-o după urmărirea la televizor a solemnităților de la 23 august. Informația despre Sabina m-a cutremurat, iar acestui șoc puternic i s-a adăugat tema legată de corecția promisă. Așteptarea era îngrozitoare, un adevărat război al nervilor. Timpul se scurgea ba prea încet, ba prea repede. Deodată am auzit niște pași grei apropiindu-se de celula în care mă aflam și trecând mai departe, fără să se oprească. A fost smuls cineva din celula vecină. Ceva mai târziu s-au auzit niște răcnete înfiorătoare din ultima celulă de la capătul coridorului. În noaptea aceea, nimeni n-a mai venit după mine. A doua zi am fost avertizat din nou că voi fi biciuit. Și incertitudinea a durat 6 zile. În sfârșit a venit și rândul meu. Loviturile de bici îmi ardeau pielea ca focul. Locotenentul Conia, care supraveghea operațiunea, a strigat: "Mai dați-i câteva!" Apoi, părându-i se că m-am ridicat prea încet la ordinul său, a răgnit: 10 lovituri în plus!" Aproape că am fost dus pe sus până în celulă, unde microfoanele repetau într-una: "Creștinismul este stupid! Creștinismul este stupid! Creștinismul este stupid! De ce nu renunțați la el? 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 Creștinismul este stupid! Creștinismul este stupid! Creștinismul este stupid! De ce nu renunțați la el?" Uneori, când era vorba despre niște abateri minore, corecțiile erau administrate de gardieni, direct în celule. "Jos pantalonii!" Și noi ne dădeam jos pantalonii. "Culcă-te pe burtă!" Și ne culcam pe burtă. "Întoarce-te pe spate și ridică picioarele!" Și noi ne conformam ordinului. Încercam să ne rugăm. Un preot zicea câteodată: "Eu spun rugăciunea Tatăl nostru, dar ce fel de tată este Dumnezeul care m-a abandonat astfel în mâinile dușmanilor mei?" Dar noi făceam presiune asupra lui să nu cedeze și să continue a spune Tatăl nostru: "Îndârjiți-vă, căci perseverând credința vă va fi fortificată." Și omul ne asculta, fiindcă noi eram părtași acelorași suferințe. Când gardienii oboseau să ne chinuie, luau 2 deținuți și îi ordonau unuia să-l pălmuiască pe altul. Dacă acesta șovăia, gardienii ziceau: "Ți-ai pierdut șansa," și îi porunceau celuilalt să-l lovească. După o palmă răsunătoare, gardianul îi spunea celui lovit: "Acum e rândul tău." Și antagoniștii se loveau reciproc până le dădea sângele, în timp ce gardienii se distrau pe seama lor, râzând în hohote. Într-o seară, locotenentul Conia mi-a ordonat să-mi strâng lucrurile și mi-a spus că, deoarece nu reacționasem corespunzător la diferitele metode de tratament, o ședere în secția specială s-ar fi putut dovedi eficace. Multe zvonuri circulau în legătură cu această secție specială. Rare ori se întâmpla ca cei duși acolo să se mai întoarcă.
Unii mureau din pricina torturilor, alții cedeau spălării creierului și erau apoi eliberați. În sfârșit, câțiva se alăturau specialiștilor închisorii pentru a învăța la rândul lor să-i îndoctrineze pe ceilalți. Am străbătut curtea, mergând când la dreapta, când la stânga, după care ne-am oprit în fața unui șir de uși. Una a fost deschisă și apoi cheia s-a răsucit de două ori în spatele meu. Eram singur într-o celulă cu pereți acoperiți de carouri albe. Tavanul reflecta o puternică lumină albă provenită de la niște becuri invizibile. Deși era vară, instalația de încălzire funcționa la maximum. Evident că numai aici, în toată Gherla. Cum locotenentul Conia îmi lăsase cătușele pe mâini, nu m-am putut așeza decât pe spate sau pe o parte. Era amlac de sudoare. Un gardian s-a apropiat de ușă și, privind pe vizor, mi-a rânjit: "Așa-i că nu prea merge încălzirea?" M-a luat cu rău de la stomac. Mâncarea avusese un gust ciudat. Mi-au pus iarăși droguri, mi-am zis. Microfoanele difuzau aici un alt mesaj. Acum nimeni nu mai crede în Hristos. Acum nimeni nu mai crede în Hristos. Acum nimeni nu mai crede în Hristos. Nimeni nu mai merge la biserică. Nimeni nu mai merge la biserică. Renunță și tu. Renunță și tu. Renunță și tu. Acum nimeni nu mai crede în Hristos. Locotenentul Conia s-a întors dimineața. Odată cu el a pătruns în încăpere un val de aer proaspăt. Mi-a scos cătușele. Mi-am întins mâinile anchilozate. El mi-a ordonat să-l urmez și m-a dus într-o altă celulă. Aici mi s-au dat haine curate. Se mai aflau acolo un pat cu cearșafuri, o masă așternută și un vas cu flori. Era prea mult. Mi-am dat drumul pe un scaun și am început să plâng. După plecarea lui Conia, m-am mai înviorat puțin. M-am uitat la un ziar aflat pe masă. Era primul pe care îl vedeam în toți anii mei de detenție. Am căutat în acel ziar ceva despre zvonul care se răspândise prin Gherla, cum că flota a 6-a Statelor Unite intrase în Marea Neagră pentru a impune alegeri libere în țările captive. Dar ceea ce am găsit a fost un articol despre un dictator comunist care preluase puterea în Cuba și constituia o amenințare directă pentru americani. Primul meu vizitator a fost comandantul Alexandrescu. El a spus că noul decor în care mă aflam era o mostră a traiului bun care mi se oferea. A trecut apoi la atacuri împotriva religiei. Hristos, zicea, este o invenție a apostolilor pentru a înșela pe sclavi și a le da speranța de libertate în paradis. De altfel, a mai spus Alexandrescu, Hristos nici n-a existat. Am luat ziarul și l-am întins zicând, acesta este tipărit în tipografia partidului. Este datat iulie 1963. Au trecut 1963 de ani de la nașterea cuiva care, după opinia dumneavoastră, n-a existat niciodată. Nu credeți în Hristos, dar socotiți vremea de la nașterea lui. Îl socotiți fondator al erei noi. Alexandrescu a ridicat din umeri. Și ce-i cu asta? Așa-i obiceiul să se numere. Dar dacă Hristos nu a venit niciodată pe pământ, cum a apărut acest obicei, am întrebat eu. A apărut datorită unor mincinoși. Să presupunem, am răspuns, că dumneavoastră îmi spuneți mie că rușii au pășit pe Marte. Nu trebuie să vă cred. Dar dacă răsucesc butonul aparatului de radio și ascult New York-ul, care anunță că americanii îi felicită pe ruși pentru această ispravă, știu că vestea trebuie să fie adevărată. În același fel, trebuie să acceptăm existența lui Hristos ca fapt istoric, de vreme ce e recunoscută și în Talmud, de cei mai înverșunați dușmani ai săi, fariseii, care dau și numele mamei sale și ale unora dintre apostoli. Fariseii scriu și despre unele minuni ale lui Hristos, explicând că ele le-a înfăptuit prin magie neagră. Explicația pe care o dau ei îi privește, dar miracolele sunt confirmate. Mai mulți scriitori antici adeveresc existența lui. Numai comuniștii neagă acest elementar fapt istoric pentru simplul motiv că nu se potrivește cu teoriile lor. Alexandrescu nu a mai continuat cu argumentele. În schimb, mi-a trimis o carte. Era un lucru minunat să ai o carte în mână după atâția ani, chiar dacă aceasta nu era decât manualul ateului. Acest ghid necunoscut în Occident este o lectură esențială pentru toți cei care vor să facă o carieră în spatele cortinei de fier.
Cartea vorbea de hinduism, budism, confucianism și islamism. Apoi era prezentat creștinismul, cu câte un capitol pentru fiecare confesiune importantă. Într-un capitol întreg, biserica era zugrăvită ca o unealtă a capitalismului. Îndemnul lui Hristos de a iubi pe dușmani nu însemna nimic altceva decât să ne înclinăm în fața exploatatorilor. O secțiune specială era dedicată corupției clerului rus. Cartea fusese evident tradusă din limba rusă. Unul după altul, ritualurile erau înfățișate cu rea intenție, ca moșteniri ale superstițiilor păgâne. Un ultim capitol analiza forme ale propagandei ateiste și se încheia cu o listă a decretelor sovietice împotriva religiei. Am adormit citindu-le. În săptămânile următoare am fost servit alternativ cu promisiuni și amenințări, cu mâncare bună, care probabil conținea droguri și înfometare, discuții de lămurire și pedepse. În timp ce tratamentul prin încălzire continua, m-am pomenit într-o dimineață cu părintele Andricu, cel care în libertate fusese poreclit preotul roșu și care se pocăise. S-a așezat și a gemut până n-a mai putut. Apoi s-a ridicat brusc și a început să bată cu putere în ușă, cerând să-i se dea drumul. Comandantul nu a întârziat să se arate. Încălzirea ar putea continua, zise Alexandrescu, sau poate că vă vom elibera dacă vom găsi de cuviință. Dacă v-am dat drumul, ce comportament veți avea și ce fel de predici veți ține? Vreau să văd o mostră. Ne-a dat creion și hârtie și a plecat. Ne-am așezat și am scris. Când am terminat, ne-am citit foile unul altuia. Asemenea predici se pot asculta acum în orice duminică, a spus justificându-se. E progresistă, în spirit științific marxist. Nu te înșela, părinte Andricu, i-am spus. Ești sub o nouă presiune pentru a te dezice de credința dumitale. Un preot, chiar dacă își pierde credința, ar trebui să tacă. Gândește-te la judecata lui Dumnezeu. Ce-ar crede enoria și dumitale, prietenii, familia, dacă te-ar auzi predicând asemenea lucruri? Nu-i lăsa pe comuniști să te înșele din nou. Te cumpără cu promisiuni pe care nu le țin niciodată. Am discutat îndelung cu Andricu, spunându-i că, în inima lui, știa care era adevăratul creștinism. În cele din urmă, el a spus, dă-mi predica înapoi. Și a rupt-o în bucăți. Ați ascultat un fragment din cartea pastorului Richard Wurmbrand, carte intitulată Cu Dumnezeu în subterană.